știu că îți place maioneza și mie îmi place. De aceea azi vom pregăti o maioneză super fină și gustoasă. Pentru circa 350 de grame de maioneză avem nevoie de 3 gălbenușuri, 300 de ml de ulei de floarea soarelui, 35 de ml de zeamă de lămâie, 15 ml de oțet de vin și sare de pe gust. Punem gălbenușurile într-un vas și adăugăm peste ele oțetul de vin și sare. Amestecăm cu mixerul la o treaptă mare pentru circa 20 de secunde, apoi punem uleiul puțin câte puțin. Când am terminat de pus uleiul, adică în câteva minute, adăugăm și zeama de lămâie și o încorporăm și pe ea în maioneză. Gata! Asta este tot! Am obținut o maioneză gata pentru a condimenta salate, burger, hot dog, shawarma sau orice altceva aveți voi poftă. Nu așa că este simplu? Încearcă și tu rețeta și scrie în comentarii părerea ta. Mulțumesc!